Atenție! Acesta este unul dintre puținele videoclipuri care îți vor schimba cu adevărat viața. Vă prezint o tehnică din neuropsihologie, cu ajutorul căreia în 20 de secunde veți putea trece de la o gândire negativă la una pozitivă. Haideți să analizăm mai întâi o situație obișnuită. Să presupunem că, în urmă cu câteva zile, ai cunoscut o persoană foarte drăguță pe o rețea de socializare. Imediat a fost limpede că vă simțiți foarte bine și sunteți interesați unul de celălalt. Așadar, vă stabiliți o întâlnire la un restaurant. În ziua întâlnirii, ajungi cu 15 minute mai devreme. Aștepți. Însă trec alte 15 minute, apoi 25 de minute și nu mai apare nimeni. Mai întâi scrii, apoi suni, însă nu primești niciun răspuns din partea persoanei cu care ți-ai stabilit întâlnirea. Și aștepți deja de 40 de minute. Ce se petrece în mintea ta? Într-o astfel de situație, reacțiile majorității oamenilor sunt previzibile. Mintea începe să se umple de negativism. În cazul tău, ar putea suna în felul următor. Cred că am fost păcălit. Poate că s-a întâmplat ceva rău. Poate că e ceva în neregulă cu mine. Apoi, începi să-ți amintești conținutul conversației. Începi să te gândești că poate ai fost prea deschis sau ai făcut o glumă proastă la un moment dat. Lucru care poate a influențat părerea celeilalte persoane despre tine, iar aceasta a ales să te ignore. În astfel de cazuri, evenimentele încep să evolueze ca într-o spirală și, dacă nu vă opriți la timp, s-ar putea să fiți duși foarte departe. La majoritatea oamenilor, astfel de gânduri progresează rapid și, după cum vă puteți da seama, viața lor nu este deloc dulce. Veți observa că aproape niciodată în astfel de situații nu veți avea gânduri pozitive de genul: poate mi se pregătește un cadou sau poate vor să-mi facă o surpriză. Obiceiul creierului de a genera gânduri rele este numit de neurobiologi tendință spre negativitate. Din fericire, există o tehnică foarte simplă și eficientă care poate schimba tiparele unei asemenea tendințe. Țineți minte următoarele trei cuvinte: recunoaștere, comutare, consolidare. Această tactică se bazează pe un progres revoluționar major în neuropsihologie în ultimii 30 de ani. Cercetătorul canadian Donald Hebb a exprimat acest lucru în felul următor: neuronii care descarcă în ansamblu se dezvoltă în ansamblu. Cu alte cuvinte, creierul uman este capabil de schimbare. Suntem precum sculptorii. Ne creăm propriile obiceiuri și folosim în acest proces nu ipsosul, ci lutul. Un material suficient de puternic pentru a rezista presiunii exterioare, dar în același timp maleabil și remodelabil, dacă se depun eforturi succesive. Aceasta este magia celor trei cuvinte: recunoaștere, comutare, consolidare. Dacă faceți acest exercițiu în fiecare zi, timp de cel puțin câteva secunde, vă puteți antrena creierul să treacă de la o tendință negativă la o stare de lucru. Este mai bine să vă amintiți de propriile realizări, să vă sărbătoriți punctele forte și să vă priviți viața ca pe o succesiune de oportunități viitoare, decât să vă târâți din inerție prin învălmășeala eșecurilor și a dezamăgirilor. Haideți să analizăm mai îndeaproape această tehnică. În primul rând, încercați să recunoașteți tendințele negative. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să începeți să acordați atenție acestui obicei al psihicului vostru. Încercați să prindeți gândul în momentul în care se îndreaptă către îndoială și autocondamnare, către anxietate și teamă. Dați-vă un ghiont atunci când începeți involuntar să vă gândiți la cele mai rele scenarii. În al doilea rând, comutați imediat pe amintirile plăcute. De fiecare dată când vă recunoașteți tendința negativă, spațiul pentru a crea noi căi neuronale se extinde. Prin comutare, acesta poate fi umplut cu o gândire productivă. Foarte important! Dacă creierul vostru începe să se umple de gânduri negative despre o anumită situație, nu încercați să căutați gânduri pozitive legate de aceeași situație. Gândurile negative sunt mai puternice, iar negativismul va învinge în cele din urmă. Este mai bine să nu vă mai gândiți deloc la situația respectivă și să treceți la recunoștință. Acesta este cel mai eficient mod. Doar 10 secunde de recunoștință sunt suficiente. Gândiți-vă la cel puțin un lucru pentru care îi sunteți recunoscători destinului: casa voastră, locul de muncă, sănătatea, familia, talentele și abilitățile voastre, pentru tot ceea ce vă dă energie, recunoscători pentru mediul înconjurător,
mulțumiți vieții pentru lucrurile din jurul vostru. Telefonul, paharul cu apă de pe masă, soarele de la fereastră, hainele pe care le purtați acum, ceasul de la mână, banii din portofel și așa mai departe. În al treilea rând, consolidați-vă amintirile pozitive. Aici începe adevărata muncă asupra voastră. Rick Hansen numește acest lucru un act de plăcere. Rămâneți într-o stare de spirit pozitivă timp de cel puțin 10 secunde, ceea ce este suficient pentru a încorpora ferm noile atitudini în structura conștiinței. Ultimul pas este necesar pentru a schimba obiceiul și a nu mai ignora toate lucrurile bune. În această etapă vom transforma răspunsul creierului la evenimentele pozitive. Acum nu va mai funcționa ca un telefon, ci ca un lipici. În doar câteva secunde putem înrădăcina în minte amintirea momentelor plăcute ale vieții și putem da peste cap munca neuronilor. Această practică este în mod eficient accesibilă tuturor și necesită aproximativ 20 de secunde din timpul vostru. Viața vi se va schimba într-o clipă, cu o condiție, să vă schimbați atitudinea. Veți putea să vă vedeți mai clar obiectivele, veți aștepta cu nerăbdare să faceți față noilor provocări și veți trece prin viață cu optimism. Încercați acest exercițiu o dată pe zi, timp de 3 săptămâni, și veți vedea rezultatele. Gândirea pozitivă produce forță interioară, energie, sănătate și fericire.